Bunul milostivul Dumnezeu să primească Sfântă Dumnezească liturghie de astăzi. Și puțină rugăciunea noastră a tuturor. Și în ultimul rând a dumneavoastră, a celor prezenți astăzi, la cine? La Sfânta Dumnezească liturghie. Mulțumim preacucernicul Părinte pentru cuvântul de învățătură rostit astăzi în Sfânta Evanghelie. Cred că, siguranță, fiecare dintre dumneavoastră ați fost atenți la Sfânta Evanghelie de astăzi și la cuvântul propovăduit în Sfânta Evanghelie. Bogatul nemilosit și săracul Lazar. Unde de altfel știm bine că mai tot timpul în orice Sfântă Evanghelie, cuvânt propovăduit, se pune accent foarte mult pe milostenie. Să nu considerați cumva că Dumnezeu obligă pe cineva când nu are de unde să facă o faptă, material spun sau financiar, ar fi o greșeală și un păcat când nu ai. Până la urmă, darul divin al lui Dumnezeu îl primești de sus și din ceea ce îți dorește Dumnezeu, milostivul, trebuie să și împarți din sudoarea muncii frăților voastre. Am spus-o deseori, spune așa, trei sferturi din munca ta să fie pentru familia ta, pentru casa copilașii tăi. Iar celălalt sfert, deci un sfert doar pentru biserică și sărmani. Dacă noi îmblânzim mânia lui Dumnezeu polită cu dreptate asupra noastră, când facem, cât de mic ar fi ea, pomana, milostenia, și un pahar cu apă numele Domnului, dacă l-am dat, este bine primit. Să dorim lui Dumnezeu ce avem pretenție noi când cerem. Nu să dorim ce-i mai rău din casa noastră. Să îmbrăcăm pe cel sărman nu cu cei mai rău din hainele noastre, care nu ne trebuiesc, care le aruncăm la gunoi. Fiindcă deseori Hristos vine în chipul săracului, a orfanului, a văduvilor cerându-vă milă la poartă, ca și săracul Lazar, de altfel. Vedeți, de câte ori am călcat în picioare, să spunem, acest dar al milostenii. Nu ne-am îndurat să-i dăm lui Hristos. Deseori vă dau o pildă vie de Sfânta Preacuvioasa mult milostivă Parascheva. Sfânta Parascheva care își dădea toate hăinuțile ei frumoase și le îmbrăca pe alea sărace, a celor care îi îmbrăca cu hainele ei. Și nu se scârbea de cel sărac și numea surioara ei. Frățiorii ei, mari păcate facem deseori, că nu ne îndurăm nu numai o haină să dăm, sau să cercetăm un bolnav, sau să mergem prin azilii de bătrâni, sau să mângâiem un suflet neajuturat, care este în desnădejde, care l-au părăsit toți când n-are nimic. Ați văzut, frățile voastre, câți prieteni avem. Pedepsiți sunt oamenii răi datornici, să nu uitați când trăiți pe fața pământului. Să iei cu împrumut și să nu dai la timp înapoi. De aceea niciodată nu vor avea sporă în viață. Vă aduceți aminte dumneavoastră de mici copii. Cel mai sărac om, cum ducea pe mama și tata la mormânt? Cu un colăcel într-o pungă, cu o banană? Asta e pomana care o faceți dumneavoastră. Dar să răsucește mortul acela, ruda aia, mama și tata la mormânt. A muncit toată viața, pentru cine? Pentru copii. V-a lăsat o grădină, o livadă, o casă, împodobit, îmbrăcat, mobilat. Cel mai sărman om facea o ciorbă și două, trei sărmale. E sufletul celui răposat. Nu te înduri nici atât să faci. Să mă iertați, chiar ieri am fost la o mormântare, la o surioară de-a noastră văduvă, care ați cunoscut ucenicii mei. A murit la 97 de ani. Când n-aveam ceva, a adunat toate văduvile și hai la mănăstire, că n-au mâncare pentru pelerini duminică.
Hai să urcăm dealul. Surioarilor, hai. Am murit la 97 de ani și m-am dus pentru viața ei. Câta lume a îmbrăcat, câtă lume a hrănit, așa facea. Chetă cu surorile văduve, vecinile ei și hai, gospodină, să ne ducem, că am auzit, în cutare casă suferă o văduvă. Sau în cutare casă soția e bătută, chinuită și n-are mâncare la copii. Așa a făcut toată viața ei. Și parcă văd chipul ei blând, cum urca cu o băț în mână, dealul mănăstirii, cu bagaj, cu căruța, pe jos, ani de zile. Prima săptămână care, să spun primul an, când am deschis locul acesta, a fost acea sărmană văduvă cu alimente, ca să ne ajute să putem face ceva. A frământat cu picioarele ei și celorlalte văduve pământ ca să facă o căsuță în incinta mănăstirii. Parcă o văd acum un an de zile la Sfințirea unei Troițe, stătea pe un scaun așa la jină cum era ea și mă urmărea. Și m-am dus și am îmbrățișat-o și am zis, soră Ileana, mai poți? Mila Domnului, Părinte, mila Domnului, mai pot. Dar am o rugăminte la Sfinția voastră. Vă rog, cu lacrimi vă rog, să veniți la mormântarea mea. Ei, în toamna trecută, acum iată că s-a dus la Domnul. A avut atâta popor, fiindcă i-a ajutat săraci, atâta popor, deși era ploaie, tot venea lumea, tot venea să adăuga, mergând spre cimitir. Și întreb pe unul pe altul, dar unde dă pomană la acești oameni? Că sunt tare mulți și cu siguranță nu sunt locuri într-o casă prăzincată. A, dar nu se dă masă. Sunt punguțe la poartă acolo. Apoi să cerșesc undeva și să nu mănânc o stămână. Dar pe mama mea și pe tatăl meu și ruda mea și fratele meu, sora mea, să o duc așa? Nu. Nu. Ea aduna bănuți pentru mormântare. Nu să mănânce preot. Poporul ăla sărac. Că sunt și săraci la mormântare. Mai putem scoate fața în lume. Că nu acum se face praznic, la 40 de zile. Dacă tot atunci când îl duci. Că mila Domnului, ce-a lăsat în urmă. Nu merită un ciorbă și o sărmăluță mama ta. Că așa vreau unii sau alții. Așa că vă rog cu mâine împreunate și în numele Lui Dumnezeu. Nu faceți acest mare păcat. Că veți avea chipul mamei și a tatălui dumneavoastră până veți muri. În imagine. Că i-ați dus așa cum i-ați dus. Mă rugam la Maica Domnului să nu zacă mama mea și tatăl meu. Să nu o vă zăcăm pe mama mea și tatăl meu. Și a treia, să-i pot duce creștinește și să am cu ce-i duce. De fiecare dată când am făcut ceva, am simțit mulțumirea lor. Nimeni nu vă obligă să faceți săptămâna al praznice sau cum fac, cum puteți după putere. Dar măcar o dată în an, oameni buni, o dată în an, chemați 20 de oameni acolo și faceți o seamă și o sărmăluță și să fie de sufletul lui mama și lui tata. Să vedeți cum o să vă simțiți de ușurați.